Sunteți pregătiți? Da. Nu, no, da, ok. Cine a învățat mai repede scenariul? Sau cine învață mai repede scenariul dintre voi doi? Da. Deci mai jucăm împreună. Da, ne mai jucăm. Cine se enervează mai repede pe set? Da, asta odată cu puterea și vin și responsabilitățile. Ar trebui să știe și ăștia din politică, da? Adă. Cine uită replicile în timpul filmării? Care dintre voi este punctual la filmări? Ce vârstă au minionii? Ce supererou a spus? Odată cu puterea vin și responsabilitățile. Suntem la Timișoara Film Society Podcast și îl relansăm. Acum suntem în perioada în care, asimptomatic, cel de-al treilea film al nostru este la cinema și vrem să știm mai multe despre, despre acest film. Alături de mine este Florin Rogojinaru. Bună! Da, deci voi reluați acum podcastul. Deci au mai fost podcasturi de la Film Society, de fapt au fost și podcastul la care am fost eu în spatele camerelor înainte să se lanseze filmul. A da. ah, și înainte de asta ați mai avut? Da, au mai fost ah, podcast Deci aveți... avut la alte filme. Bun, perfect. Despre deci aici. mai aveți experiență. Da, da. chiar, Vre, în, eu a, sunt chiar în această încăpere, de fapt. Cumva și tu și eu sunt Și -ai mai fost cu ei? Nu, la no, podcasturi că nu. Pe tu ai zis că ai mai stat pe scaunul ăla, ăla e scaunul tău. Deci noi doi suntem noi aici. Suntem eu. aici. Și eu. Eu mă lansez, Raluca Cârcei, mă noi lansez trei în... Noi. Da, noi trei suntem noi. Eu mă lansez în cariera de prezentatoare de podcast. Să vedem ce iese, Eu sper să, sper să fie bine. No. Bun. Haideți să vorbim un pic despre asimptomatic pentru toată lumea, filmul asimptomatic a fost descris ca un film ce se află între două lumi, un băiat aflat în două lumi, o lume apocaliptică și o lume reală. În ambele lumi își întâlnește sufletul pereche. Și acel băiat e acum Ace aici. Acel băiat acum e aici în lumea asta, Simion Caragia no. și sufletul pereche, Vanessa Serac. Sufletul la pereche. Uh, vrem să spunem încă de la început că filmul Asimptomatic este în continuare la Cinema City, în Shopping City, la noi în Timișoara și la Afi Cotroceni, București. Și un record pentru Timișoara Film Society, din ce am înțeles. Uh, da, un record da. Ca, de longevitate lumea, în ca longevitate cinema. în da, cinema da, da. și sperăm ca la ora la care noi uh, postăm acest podcast să fie primit și cea de-a patra săptămână în cinematografe. Da. Totodată vreau să-i mai anunț pe oameni că avem un giveaway în derulare cu biletele la film. Se poate câștiga un iPhone 15, așa că oamenilor mergeți să vedeți asimptomatic și înscrieți biletele pe tfs.ro puteți câștiga un iPhone 15. E la mine acasă, trebuia să-l aducem, să-l arătăm. E iPhone-ul la mine. De și săptămâna... Da, trebuie și trebuie să... Trebuie da. Trebuie. Și o să-l lipesc la loc. Și săptămâna viitoare, săptămâna viitoare e give extragerea. În 15. În, 15. Deci în 15. noi 15. Exact, da. perfect. Noi vrem ăsta să se posteze în 13, deci concursul încă o să fie și în 15 extrageri. Bun. Haideți să aflăm un pic mai multe despre Simi și Vanessa. Cine vrea să înceapă? Vanessa. Ladies <laughs> first. Vanessa, ce ar trebui să știe publicul despre tine? Despre mine ca Actor, nu ca personaj, nu? Eu aș contura omul, Vanessa. Um, încep cu ce îmi place cel mai tare. <laughs> Sunt psihoterapeut și psiholog clinician, slash actriță. De acum, așa actriță, O De acum. Așa. De -acum așa. <laughs> așa. O amatoare în ale actoriei, dar îmi uh, place foarte mult asta. Uh, ce să spun? Oamenii ar trebui să știe că. Cred că. Cu ce pot să rămân din toată experiența e faptul că suntem toți oameni, suntem toți predispuși la greșeli, fiecare, nu știu, oricât ne plănuim un drum, în 99% din cazuri va fi altul, sau va fi acel drum, dar cu foarte multe ocolișuri, soișuri, coborâșuri și de toate. Nu m-am așteptat să ajung aici. Pentru mine e o super, super mare realizare. Sincer, cred că cea mai mare realizare a mea. Așa o simt în momentul ăsta. Așa că mulțumesc pentru oportunitate, Timișoara Film Society. Și urmați-vă visele, pentru că oricât de mari par visele și oricât de mult te gândești, nu poți ajunge acolo. Ba, poți. Cu multă muncă, cu dăruire și cu cu pași spre a face ceva, că nu e nu, nu de ajuns doar să te rogi, trebuie să și faci lucrurile, poți, poți să ajungi. Poți să ajungi și în cinema. Și da, foarte tare. Cine m a făcut-o, <laughs> Cred că asta pot spune despre tine da. ca om, că sunt un om care e dispus să învețe și să fie... Și să evolueze. Să evolueze, exact. Da. Deci crezi că totul se întâmplă cu un motiv? Clar. Din ce ai zis tu acum... Dar nu, tu nu ai avea niciun plan, de exemplu, Aveai în plan să te apuci de psihoterapie? Da, asta, da. Asta a fost planificată, dar partea teoria, asta. Pentru mine a fost un vis la care nu îndrăsneam cumva să visez de mic. A fost așa, o, o chestie departe, departe de mine, dar cochetam. Am cochetat cu teatru din liceu și. Să ajung în cinema. Când Ovi, Roteliuc, mi-a spus, o să-l băgăm în cinema, am zis, da, de unde? N-am crezut, pur și simplu n-am crezut. Ovi, eu... și acum râde de mine. <laughs> uite, eu nu știu, și eu vreau ca lumea să știe ce se întâmplă, și până să se ajungă la filmări Cum ai aflat tu de film, sau cum ai ajuns în film? M-a sunat Ovi și mi-a zis, hai să faci parte dintr-un proiect, uite, ne-am gândit la tine. În momentul ăla, cred că eram anul 2 de facultă și nu eram super stresată, adică aveam timp, aveam de toate și am zis hai de ce nu. Așa a început în 2020, prin propunerea lui Ovi. Ovi Roteliu care este, voi ce da, știu, dar spuneți, Micul Micul DOP. aici, el filmează. Eu știu, eu știu, dar vreau să spunem puțin așa Să le spunem oamenilor un inside, Vanessa ai mai filmat un scurt metraj? Da, cu Timișoara Film Society, cred că te în 2018. 2000... Da, da, cred că în 2018. Exact. Uh, Lilith se numește. Da. Dar uite, uitându-mă la Lilith, chiar m-am uitat zilele trecute. Și eu. Uh, vai, Am o -ai diferență. Făcut așa. <laughs> Am făcut așa, da. Oricum, îmi place să mă critic. Deci, uh, foarte mare diferență între Lilith și Zaira. Vreau să le spunem oamenilor să se uite pe Timișoara Film Society pe YouTube, să da, vadă da. și uh, evoluția. ei evoluția. Da, și toate celelalte scurtmetraje care da. s-au făcut. Și eu m-am uitat la unul, dar eu ce vreau să spun. Te... Când s-a filmat Lilith? Erai tu? Încă nu era în Timișoara Film Society. Deci în 2018 și voi ați filmat uh, asimptomatic în 2020. Au început în Deci 2020. în 2 doi... deci ani, dat și tu seama că ai fost mai bună decât da. în 2018. Oh, da. Dar dacă nu ai fi, deci că e asta iar o lecție bună și după aia vreau să-l întreb și pe Simi pe partea de teatru, dacă îmi vine rândul lui, ca acum e rândul Așa că contează să fii în diferite proiecte, mici, mari, ai de învățat din fiecare. Adică, eu da. cred că dacă n-ai fi făcut Lilith, după aia când veneai la prima dată la simptomatică, ai mama unde i camera, ce trebuie să fac, da. ce trebuie să învăț, nu? Cred că și dacă nu-ți propui, n-ai cum să nu evoluezi fiind în mai multe proiecte. Mm -hmm. Dacă ești și atent la detalii, clar evoluezi și mai mult, dar e important, eu cel puțin merg pe premiza, orice mi se arată, în, care, în ceva în care să mă bag, înseamnă că trebuie să fiu acolo. Mi s-a arătat cu un scop, da, exact. Și mai iau după intuiție, tot timpul. Și chiar e, e acolo. E ce da. Simi, tu ești mai des pe scenă. Să le spunem oamenilor că tu și cânti. Da, dar... și mai des. Să mă obișnuit un pic decât uh, Vanessa. -ă ce crezi tu că nu știe publicul și ar trebui să știe despre tine? N-am voie. <laughs> <laughs> nu, știu, nu știu dacă e voie să zic. <laughs> Iar de <râde obi. laughs> Ce trebuie să știe uh, e că de fapt uh, sunt uh, cântăreți, actor, nu actor și cântăreți. Așa cum despre Vanessa au tocmai au aflat că este psihoterapeut, nu uh, actriță. Uh, sunt un pic mai uh, avansat, să zic, pentru că am făcut o școală de, de teatru, licență, master și multe alte proiecte, dar, uh, cum am spus și la celălalt podcast, pentru mine este primul film la care sunt uh, în fața camerelor, nu în spate. Că eu fiind în Timișoara Film Society, dacă nu mă înșel, din 2019, când după lansarea Pisicii Verde, de fapt la filmările filmului în șapte am intrat în, mm -hmm. în proiect. Chiar când s-a început toată nebunia cu șapte. Mai acolo pe scenă? piese de teatru. <coughs> da, nu, eu mă refer acum la. Da, deci, de film? O, de film, de teatru. Am Joc. jucat. Am jucat. Uh, M-am oprit cu. Cred că ultimul proiect a fost Flutterism Liberim. tot în pandemie. Chiar, uh, chiar înainte să începem asimptomatic, eu filmam. Uh, eram, jucam într-un spectacol, dar era online, pentru că nu aveam ah, voie. Da, da, și era da, filmat da, cumva da, da. cinematografic. Era montat. Deci se făcea montaj în live pe Facebook și erau vreo 5 camere, cred că. Dar bine, era teatru oricum. Adică forma e de teatru, nu de, de film. La modul că trage singură dată, nu? La modul că era live și montajul da, se făcea da. pe moment. Da, n Ei au venit la repetiție și au făcut o idee cam când să treacă de pe un personaj pe altul, da. când da. să dea un close-up, un zoom-out, un plan general și cam aia a fost. Și imediat după am început uh, filmările. Pe la primul film în care am și jucat, nu doar am fost în spate. Teatru. Fără teatru? Nu chiar să sunt Nu, el a fost ultimul proiect, da. de -aia am zis că eu sunt cântăreț și actor, nu invers. Că eu am întrebarea asta, se poate trăi din teatru acum? Adică poate cineva să trăiască din teatru? Uh, se poate, dar nu la modul la care o fac eu. Da, <laughs> adică, Deci poți să ai un venit. Da, dar bineînțeles. Dar da, da, trebuie să fii destul de full-time. Adică cumva trebuie să fii de foarte zi. implicat. Eu încă știu existența de 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 din, din muzică. Un angajat al teatrului? Nu neapărat angajat. Poți să fii pur și simplu dedicat 100%. Adică, uite, am uh, joc în 10 proiecte, joc în 5 proiecte, dar asta fac full-time și nu am cum să fac altceva pentru că sunt și cumva programul foarte Aha. instabil. Dar știi că ți le organizezi în așa fel încât să ai, nu știu, în 5 proiecte, 6 proiecte. Ah, că ai noroc și ești angajat la național, ai de lovitură. Dar se poate și din um, independent, cum spunem noi, teatru independent. Și acum că ai fost prima dată în fața camerelor, la asimptomatic, îți place mai mult să fii în față sau în spate? Avești tu întrebarea asta? Da! Ai zis de la tine. Nu știu. Dacă ar fi să iau cantitativ, îmi place mai mult să fiu în fața camerei sau pe scenă, pentru că cumva pentru asta m-a pregătit până acum. Îmi place la fel de mult dar prefer cantitativ mai mult să fiu în fața camerei decât uh, în spate. Dar cumva nivelul de dopamină, de plăcere e același. Te simți la da, și -și? da, îmi place dar așa am și început să lucrez cu Timișoara da, Film. Și -și. De fapt, nu, mint. <laughs> prima, prima interacțiune cu Timișoara Film Society a fost tot pentru un uh, scurt metraj. Uh, Ovi mi-a scris pe Facebook, nu mai știu pe ce mi-a scris, că au un scurt metraj. Eu știam de ei că fac scurt nu era încă Pisica Verde, deci, deci un pic înainte, înainte, de de, înainte de Pisica Verde. Am venit, am filmat o chestie foarte așa, <gântă> picantă să zic așa, nu dau nume că așa. Uh, și după aceea n-am mai, uh, mai avut nimic de-a face cu la Film Society. Ulterior, uh, nu știu cum am ajuns, da, din, din înșapte am ajuns cumva să intru. Dar am fost un simplu actor ca și ea, am venit, mi-a făcut treaba, următorul scurtmetraj. Cam așa a fost, de fapt. Dar spune le oamenilor cum e mai bine, cu duble sau odată? Cum e la teatru pe scenă? Mai e mai bine cum iese mai bine, că și dacă nu-ți place neapărat cu sau fără duble, trebuie să iasă bine. Adică poate chiar ai fost bun din prima, doar că ca imagine ai fost s-a defocusat camera sau s-a mișcat sau mai știu eu ce, lumină proastă sau și degeaba. Trebuie să fie totul perfect. La teatru e simplu, Totul e live, se naște acolo, cum, cum spune noi, că totul se naște aici, acum. Și trebuie tu? să dai totul deodată, pentru că adică ce ai dat 100%, și la la 100% ai cred că trebuie să da. și mergi mai departe. Da, da. Și la film improvizezi, dar la un moment dat, regizorul zice Hai să mai că odată. nu e ok. Da. Cat că tu faci bine ce faci, dar nu ești în cadru. Ești undeva la 3 km mai la dreapta. Da, dar la când Ex -ex Excepțional, asta râde aici, în spate. <laughs> Îl văd periferic. Când sunt oamenii, la, am fost acum de curând de la teatru, a fost în Timișoara Adevărul, da. dacă e, mamă, m-a spart, adică foarte bun și uh, regizorul, mă, îmi scapă numele acum să fie greșeala mea, am putea să-l căutăm după aia, dar lasă, în fine. Regizorul îl urmăresc pe Instagram și l-a zis că el nu mai vrea să joace în filme, dar îi place, cum ai zis, el... S-a împărțit și el în, mm -hmm. să fie în spate și în față, dar și-a dat seama că e mai bun în spate decât în față. Da. Și atunci face niște proiecte pentru alți actori sau pentru altă. Uh, pentru cineva care poate să fie mai bun decât el în, uh, în față. Da, în față. Și, și spunea el că există cum este, există actor bun de teatru și actori actor pentru filme. Adică, poate un actor care a jucat bine în filme poate să nu facă față uh, în teatru. Sunt două forme diferite. Exact, două arte diferite sunt serio. două arte. De fapt, cum să zic, interiorul același, adică psihicul rulează la fel, doar că exprimarea și uh, modul în care captezi cele două forme diferite de artă sunt, cum am spus, total diferite. La teatru trebuie să fii foarte expresiv, foarte mare, foarte... E un alt fel de firesc, pentru că trebuie să fii văzut din rândul 10 din spate. Și să și, și un vorbit mai exagerat și tot un pic mai, uh, mai diferit Aici, în film, uh, am avut probleme. Chiar uh, la început, unul din uh, colaboratori, să zicem, a fost chiar profesorul uh, meu, care m-a învățat să fac tot ceea ce știu legat de teatru. Uh, îmi spunea pe set, când filmam asimptomatic, vezi că ești teatral, vezi că ești teatral și nu înțelegeam ce. Adică, sunt teatral. Și, de fapt, ca să exemplific, eu eram uh, acolo în frig la cena cu cortul, eram și. Era faza cu prima gură din sticla, sticla de, de... vodcă da. Și eu luam sticla și... O ca la teatru ca să-și dea lumea... Uite, am sărit, asta înceapă. Da. Și nu-mi dădeam seama și tu spuneai, ești teatral, ești teatral, de ce mi-arăți că bei? Da. Eu cumva, e conștiința aia că e al patrulea perete, trebuie să vadă acel al patrulea perete, adică publicul, că tu bei apă. Dar la cameră nu există al patrulea, la perete există doar ea și atât. Și atunci trebuie să iau, frumos. A, să ai doar cu un om, doar cu cel. Nu-i arăt că bea am înțeles. Băi, mă vezi că Nu. E un firesc, e firescul din viața de zi cu zi, dar mai mic. Pentru că tu când ai cadru așa pe capul tău și faci niște fețe din alea, e un pic cam exagerat. O simplă chestie, așa sau din buză, mică, 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 se vede. Bine, în funcție de cât e de strâns cadrul. Exact, da. Dar e un firesc mai mic oricum. Decât chiar și cum facem noi acum, cum ne exprimăm. Cum... Da, da. E după aia e prea mare, prea teatral, prea, prea mult. Prea Ai mult. anticipat un pic pe ce voiam să merg mai departe. Provocările voastre, care au fost? Adevăr provocare. <laughs> da. <laughs> nu, nu adevăr provocare. provoc să... <laughs> Uh, Poate -a și aia -a, a fost o provocare, să jucați de multe provocare. A fost. Da. La, la 4 grade aia a fost. Pe munte, sus în mai eu a fost, da. Uite, una dintre marile provocări, mai ales că eu sunt... Eu stau cu feunul pe picioare seara. <gătă -i> Sunt la modul ăla de friguroasă și da, au fost uh, condițiile în anumite scene, nu au fost... Uh, nu ne-au ajutat, dar chestia asta cred că ne am mobilizat cumva și mai mult. Adică au avut și beneficii Cred că principalul dezavantaj al meu a fost că eu nu am studii în domeniu și cumva mă gândeam la fiecare replică, băi, e bine sau nu e bine. Eu fiind foarte subiectivă, nu-mi dau seama. O repetă ca să nu oglindă, nu? O ai și în oglindă și sub oglindă și peste oglindă și numai nu e. Deci e foarte greu să-ți dai tu seama de cum joci, pentru că, nu știu, e. Nu ai urechea formată. Căsă, da, nici urechea, nici ochii, nici nimic. Da. De exemplu, uite, am fost chiar aseară cu verișoarele mele și îmi zicea vară mea, vai ce fain ai jucat, îți știu toate fețele, îmi vine să râd că le știu pe toate. Și chiar am întrebat-o, dar au fost firești? Și zice, da, chiar așa faci în situații de genul. Wow, zic, ok, bun, înseamnă că e binișor. Că, adevărat. Da, că e adevărat. E da, că e adevărat. Cel mai important Dar da, e greu, mai ales când tragi 10 duble și să-ți iasă toate la fel, să fii în, în toate dublele, în filmul ăla. Poate în pauză, eu știu ce mai vorbeam, iar intră în film, Când iar fă zis, pauză, iar intră intre în, în film. Aveai față, aveai o față la Ai, da. și a, a fost un dificil, dar uh, fain, adică toate provocările astea au fost un plus de hai că poți și mai mult, mm -hmm. hai mobilizează-te, dă-i, fă, simi joacă bine, du-te și tu pe lângă <laughs> el, inspiră-te. <laughs> a fost fain. Deci... A fost un fel de role model, să înțeleg, un fel de exemplu? Nu știi că da, am și lucrat în spatele scenei mult, adică nu doar pe set, am lucrat... Ne -am Noi ne-am văzut și am repetat până la. Dacă n-am rescris textul ăla de 10 ori, deja nu mai era al ca ca la, Alisa. Asta vreau să zic, ai rescris textul, dar același lucru. Nu, -ai, nu că l-ai modificat, dar l-ai scris ca să vă intre mai așa. bine în minte, nu? S-a schimbat 20% din el, da. aproximativ, după ce s-a schimbat direcția. S-a schimbat cam 20-30% din conținut. Iar restul de 80, altă formă la același lucru, pentru că poate părea prea... Da, da, nu la toate, dar da. au fost momente când poate dă mai bine clar, să zic așa sau mi-a venit să zic nu știu cum. Dar în mare că nu Am avut liber, să, 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 să scoatem, să adăugăm. Poate aici trebuia o completare, un nu, un da, un deci, un, nu știu. S o mai natural dacă Nu era, era strictețea de așa am scris, așa trebuie să spui. Deci cumva... Uh, am clar, avut și flexibilitate. Respectivă. Da. Altfel... Și am rescris cumva toți împreună, am da. lucrat la toată... Dar pe lângă asta am stat asta. foarte mult pe vorbire. Da. Pe, cumva. pe intonație, adică pe moment, pe deci Silviu. Noi chiar ne-am întâlnit mult ca să nu fie bine, far. da, da. Dar cred că nici nu se poate altfel. Nu, cred eu. Nu. Eu mă, mă uit foarte se mult la Making eu, of uri și la Making of eu cu Marvă că da, asta e mm -hmm. mare Van, uh, observ asta, că vine actorul și își zice, bă, eu nu pot să spun în felul ăsta, Și cumva mm -hmm. o spune, același lucru îl spune, dar în da. felul său. Da, da, da. da. Da, cred că fiecare am adus din noi foarte no. mult în personaje. Și, și asta a fost o provocare. Cine-i Zoe? Și cine-i Zaira? Că am avut două personaje și. -a da, a trebuit să le conturez puțin pe fiecare, să-mi dau seama ce, cum, de unde au venit, ce fac, care a fost viața lor înainte. Deci le-am le gândit bine, le-am pus pe foaie, le-am căutat părinții. Da. <gătă -i> Dar tu știi, când s-a scris că o să fii Zoe, asta vreau să înțeleg. Mm -hmm. Tu știai când s-a scris asimptomatic că o să fii în film, da? O să fii pe... uh, Am fost anunțat. Uh, mi-a zis Ovi, cred că la un moment dat. Uh, am, avem o surpriză pentru tine, dar n-au zis nimic. Și ce a în... mai trecut ceva timp și a zis, fii atent. Și mi-a dat scenariul și a zis, uite, ăsta e următorul film. Se numea, poți să zic cum se numește? The Heirs. Da. Se numea Moștenitorii. Am zis, cu a, tare, nu știu ce, dar uh, n-avem fată. Pa, tare! De cumva au zis așa. Tu cred că nu știi ce? Ba, știi. Uh, au zis că na, erau probleme cu finanțele. Da. Adică zero lei. Ca să o, luăm, o dăm pe aia dreaptă. Și am zis, băi, și ce facem? Că dacă luăm un actor, trebuie să-l plătim. De unde bani? Că nu avem nimic. Eu sunt în asociație. Eu nu, nu trebuie da. bani. Noi suntem de-ai case. Și a zis, uite, am eu o fată, m-am uitat la Lilith, nu mi-a plăcut, bineînțeles. Cu drag. și am zis, băi, cumva făcând și chestia asta, am zis, bă, nu joc, că o să, fie greu. Și o să fie, ca nu cam parete, dacă n-am pe cineva care să preia cumva, cu care pot să joc, iese o ciorbă, un dezastru. Și am zis, hai să o testăm, hai, lasă -mă, hai să ne întâlnim, să vedem. Și m-am întâlnit cu ea, era, eram mai mulți, eram toți, m-am pus cu ea și am citit textul. Am văzut, zic, bă, nu era neapărat ok, dar după am zis, uite, fă așa, fă așa, fă așa și le-a prins instant pe fiecare. Zic, oh, perfect. Putem să lucrăm cu Da, că nu se... le știi acum, ia. dar le schimbă imediat și fata se prinde foarte și și repede. Vede, se da. Supără. Am zis, gata. Deci a fost cumva un casting, să zicem așa, un test. E și l-a trecut. Aici, aici, lumea nu știe unde suntem aici, aici suntem într-un pod. Dar primul venit, primul servit. N-a mai fost altcineva la casting. <coughs> A mai fost? E, nu. Pentru rolul... Asta, da, da. pentru rolul Zoe. Pentru că am zis, băi, hai, uh, am O cunoaștem, -a. o știa Timișoara. Am dat scenele dinainte, erau două pagini, nu era tot scenariu. Am zis, uite, citește-le pe astea, învață-le, hai să dăm un ping-pong să vedem, de replici. Și le-a prins foarte, foarte, foarte repede și am zis, perfect, mergem cu Dumnezeu mai Și uite rezultatul, suntem în cinema. Uite, ea ne-a zis, inclusiv verișoarele, au recunoscut-o în Zoe. Deci ea i-a imprimat din personalitatea ei lui Zoe. Poți spune la fel și despre tine cât i-ai dat tu lui Simi din, din Simi. Asta e o chestie subiectivă pentru mine. Mi-e destul de greu să-mi dau seama -a, fix de chestiile care îmi aparțin sau nu mi aparțin, eu ca și Simi din viața reală. Dar, dragul meu prieten, clăparul trupei Norbert, Uh, Mi-a zis că au fost uh, jumătate din exprimare am fost eu, că mă cunoaște, și jumătate n-a recunoscut-o. A zis că nu știu ce făceai acolo, dar nu te recunoșteam. Deci, cumva, a fost jumătate jumătate. Dar cine nu mă știe, am fost 100%. Cine mă știe, zicea, aici ești tu, aici n ai făcut în viața reală, aici ai făcut în viața reală, deci, e cumva, o, un ping-pong. Cam jumătate jumătate am fost știu unde cred eu, nu te cunosc atât de bine, dar cât de când ne-am mai cunoscut că nu ești tu în momentul când nu îi spui despre boala ta. Acolo în mașină, scena aia din mașină, adică eu te văd pe tine mult mai expansiv, acolo tăceai efectiv. Din, din mașină, din mașină da. Din, din tensiunea din mașină, da. Acolo, mie mi se pare că tu în viața reală ești expansiv și n-ai rezistat să ții atât în tine. Încerc să te aprob, dar în același timp cumva nu-mi dau seama. Nu m-am uitat la mine în oglindă când mă puteam. Sau nu ai fost pus așa într-o situație de asta să știi dacă trebuie să ascunzi neapărat foarte mult. Nu neapărat. Să-ți așa un secret, și și și. forță să nu-l spui. Sentimentul din spate se poate găsi în mai multe situații. Nu trebuie neapărat să fie situația identică, sentimentul ce rulează în spate același. Da, eu cred că eu știu cum am făcut în situații, în sentimentul ăla. Ai, ai. Nu știu. Da, cred că și asta a fost o provocare, să găsești pentru fiecare scenă cumva ceva să poți înlocui. Cum m-aș simți atunci? Ce aș face? Cumva... Asta, da, eu. da, da. Și să găsești o situație în care te simți aproape așa, ca să poți să... Și, să și vă dacă n-ai trăit-o deloc? Trebuie, trebuie să găsești de ceva. Dacă eu... n-ai trăit-o deloc, cred că o, o crezi în momentul ăla. De, de exemplu, situația... Na, nu știu câte spoilere dăm, dacă dăm asta e. Situația cu momentul sinuciderii. Tot, tot, trec. Puține. Nu, a, tocmai, de, tocmai de asta am zis, uh, cum zice și Ivana Ceaba, care a scris o carte despre cum se joacă, uh -huh. uh, 80% din actorii de la Hollywood uh, merg pe uh, metoda ei și mai este unul Chekov, nu Cehov, Chekov, cred cum e Iar iarăși merg pe cele două metode. Când uh, nu ai trăit și marea majoritate nu am trăit situații uh -huh. de genul ăsta, da substitui. Adică înlocuiești, te gândești ce simt eu acum. Dezamăgire. În câte alte situații am trăit dezamăgire? Și îți aduci aminte de acel moment și îl substitui. Și l -amplifici. Dar la substitui mental, că noi nu știm exact. Adică nu te uiți la situația în sine că m-am mai sinucit până acum sau mai vrut să mă sinuci până <laughs> acum. Te uiți la ce simți de fapt. Depresie, de, mă rog, depresie e yeah starea generală, dezamăgire, nu știu, nu mai vrei să ești dezamăgit de viață. Yeah. Când ai fost în viața ta dezamăgit, măcar pentru 5 minute. ți duce aminte de acel moment, nu înlocuiești și pare că te-ai sinucis toată viața ta. Adică ești expert la a spune pistolul în cap. Cum, în cazul ei, mă gândesc că e mai ușor pentru femei să-și imagineze momentul când primesc vestea că sunt însărcinate. Să știi că a fost foarte provocator pentru că eu îmi doresc foarte mult copil și eu trebuia să o joc că nu sunt foarte fericită. Da. Și în sufletul meu asta e chestia la care eu visez, eu visez, efectiv visez noaptea când mi se spune, ești însărcinată. Eu știu cu ce ai substituit, că ai picat un examen sau ceva, că era în facultate când era în facultate când filmam. Da, da. era dezamăgită de un Uite, examen. da, a fost greu să joc o situație care eu în mod normal pentru mine e cea mai mare bucurie, să o joc așa dezamăgit. O, opusul. Da, 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 a fost interesant. Deci, din toți ce ați până acum, eu înțeleg că 100% voi mai puteți lucra împreună. Da. da. Asta e o altă problemă. O, da. Nu mai ai. Și atunci. eu. atunci. Nu mă acceptă dacă nu mai sună. Voi vreți să mai sună? Pe mine dacă mă mai lasă, că stau în spate momentan. Da, momentan e parte din echipă. Eu sunt parte din echipă, da. Da, momentan, da. Eu vrei, nu vrei, sunt acolo. am să zic. Dar nu neapărat în față. Asta e chestia. O să fiu în spate ca înainte. Cu asistență regie, sunet, ce e nevoie. Cred eu că în orice proiect ce urmează să devine un film, de obicei regizorul sau echipa de casting deja cam are niște idei trasate. L-aș vedea pe ăla, l-aș vedea pe ăla, se gândește la niște nume mari sau neapărat niște nume mari la cineva pe care a văzut sau cu care a lucrat, după care îl pune uh, separat la test, după care împreună cu ceilalți la care s-a gândit și dacă cumva pușcă pe set, merge. Dacă nu, renunță. Pentru că degeaba îl vreau pe ăla că e o. cunoscut. Că nu pușcă, deci nu e nimic real, nu se potrivește nicicum cu personajul, cu o. proiectul. Povestea în România acum, că există filme care se scriu pentru un personaj, cum a făcut ei tati part time pentru Eva. Eva. Și asta. Și aici bă, nu mai există, nu mai dăm casting pentru alt copil, sau scriem team building și avem, sau uite, haita de acțiune și avem nevoie de doi polițiști. Și o să chemăm 5-6 bărbați la casting și o să vedem care se potrivește. Că poate eu îl vreau pe Moroșanu să fie polițist în filmul meu, dacă da, ni dau, da, îi dau să citească, îl aș vedea să fie judecător, nu știu, dau altceva. Adică, cred că. Da, da, exact, da. Adică eu cred că poate să fie un film scris, scriștit, o vrem pe Vanessa, o să joace bine, și Vanessa zice, mamă, dar eu m-aș simți mai confortabil poate să joc rolul ăsta. s a mai întâmplat din asta. Sunt o grămadă de povești când au venit pentru rolul secundar și la casting s-au trezit că e mai bună pentru principal. Da. Jennifer Aniston într-un film, nu mi-aduc aminte, cred că chiar în Friends, venise pentru rolul lui, alta, Bruneta, Lomonica, cred că erau, cred, nu vreau să, deci dacă zic o prostie aia, mă hate dar știu că ea a venit pentru ceva și s-a potrivit pentru altceva, deci, cumva, merge. Uh, ăsta, uh, Ross, da. că veni venit vorba, el, uh, lui s-a scris personajul după el. În rest, nu. Pe păi el era singur, nu știți povestea din Friends, că el trebuia să câștige, nu știu, o sumă de bani, un milion, și uh, el a spus că el nu mai joacă, nu mai, deci el era principalul care... Da, în, păi -a în, a el Da, exact, în jurul lui trebuia, exact. Și el a spus că dacă toți ceilalți membrii nu o să câștige aceeași sumă de bani, el nu, nu mai joacă. Da. și acum tot... Real da, și asta a zis că, bă, deci chiar au fost prieteni. Da, și au primit, toți au primit aceeași sumă de bani. Forever. Da. Gen. Da. legat da. de casting, e o poveste veche care mi-a părut super cool. Legat de Titanic, lui Kate Winslet era atunci la început îi plăcea foarte mult de Leonardo DiCaprio îl văzuse în Romeo și Julieta și s-a dus după el într-o cameră de hotel ca să-l să convingă să-l să atragă să, să joace, să, în, să joace film. în film deci cumva ea l-a convins pe el să, să joace în film și, și sunt prieteni fi... chiar în ziua de azi da, A, cu unui unchiu, Da. Zis, și n-au avut da. altceva în afară de da, de. da, da, da. 4 4 știu. Am rămas împreună după Titanic. Dar da. Am zis, poți să fii doar prieten. Și, și am mai jucat în. Cred că au mai fost câteva producții fost -a, în care au fost împreună. Nu e singura. Povești de căsnicie sau ceva de genul ăsta în care se ceartă foarte mult. E viață de căsnicie și ei doi sunt căsătorâți. Și se ceartă într una iar e de Oscar, l-azi la Oscar și acolo s-au certat foarte mult, se iubeau, se certau, erau poveste foarte reală din viața unei căsnice, adică cu suișuri și cu bărușuri, cum ai spus tu că se întâmplă Așa merge viața și din toate trebuie să înveți Eu mai am o chestie legată da. de asimptomatic și după aia continuăm să le dăm niște provocări Vreau să știu cum ați gândit-o sau cine a gândit boala ta Cum se numește, că la un moment dat se află Vanessa cum se numește Cred boala Când a, a venit a cu de ideea, de zic bine Ovi, ea a venit cu justificarea Uh, pentru că apare dar nu știam, nu, deci a, a fost așa Alisa a zis ceva de boală după care noi am zis că e o boală incurabilă ca așa zicea textul, dar noi nu știam exact boala. și dacă nu mă înșel tot Alisa s-a interesat găsim o să găsim la băiat o boală da, ideea era de schizofrenie inițial așa, am discutat împreună de, da. da, am discutat nu știam ce să deci eram mulți la discuția asta da, la masă rotundă, pătrată și schizofrenic, nu că nu e ok, că nu știu ce, aia nu că Alzheimer, nu că nu e ok, că e altceva și la un moment dat a zis că mă ocup eu și cred că tot ea a găsit Și a -a de căutat chestii din da. Astea. Dar știam clar că trebuie să fie ceva Uh, Silvii insista și cumva are dreptate Nu puteam să inventăm boala. Trebuia să fie ceva din uh, existent deja, din viața reală Să puște cu poveste Eu chiar am, nu știam Am văzut la vizionarea tehnică chestia asta Cred că primul lucru aia am căutat când am ieșit din sală boală, da, da. Oricum da. nici acum nu m-am uitat neapărat pe net despre ce e vorba Dar știam exact că spunea în text Ce se întâmplă, nu știu ce, cumva sunt datele acolo Nu mai mai obăsit să caut dar nu am auzit, ziceam de de Fabri, nu Fabri. Da. <laughs> și cogniția un pic, adică da. se întâmplă o degradare așa pe parcurs și nu există leac. Da. Că na, cumva despre era filmul se experimentează pe ele, el avea tot ideea asta de... Se experimentează scheme de tratament și chiar... De fapt asta e, asta e, asta e un inside, asta e păstrată din celălalt film, din celălalt da. scenariu. Asta e deci asta cu buncărul și cu uh, experimente pe oameni era din uh, primul film care trebuia să fie tot distopic. Doar că până am reușit noi să aduc și COVID-ul și tot, a venit gripa, deci... Florin, ține minte chestia asta ca să o descoasem pe Alisa. Da. Da. Dar da, era tot, era distopic într-o lume, într lume, nu știu dacă ați văzut cumva dark da. ish Lumea aia altă. și cumva Silvi mi-a spus Greșeala mea a fost că nu m-am uitat la timp. Era, personajul principal era reperul meu pentru filmul ăsta. Ai văzut Dark? Da. A. Știi, dar. Nu am văzut e a deci Îți credit. Deci Dark are patru, se, patru sezoane sau trei sezoane, acum nu știu sigur, De dar oricum patru. patru da. Și trupe credit, în două, efectiv. Da. E, e semnul e ceva două. cu un trei trei lumi. O să. de fapt, da. Cu cum ar fi, fi? Da. Deci, de aia zic că îți rupe creierii, că poate, tu te uiți la film exact cum s-a întâmplat și cu asintomatic. Tu poți să te uiți la simptomatic să înțelegi ceva. Tu o să te uiți, da. o să înțelegi altceva. Tu o scenă da. o interpretezi altfel. La fel și cu dar. Deci, la dar putem să ne uităm împreună și o și să. Da, și ne certăm atunci. Cu asta da, e fain și la simptomatic. E foarte interpretabil. Da. totul. Asta mi îmi place cel mai tare, că fiecare să... a fost... Bă, Bă, dar nu era așa, dar nu era. Cu... Dar stai că eu am înțeles aia și mi-am dat seama cât de fain poate să înțeleagă fiecare, nu știu, să vadă prin proprii ochi și perspectiva uh, fiecăruia. Chiar ea e De exemplu, uh, sunetistul trupei, că am zis că da, sunt muzician în a primul a rând, a rând. Aia, da. sunetistul a fost la film, chiar la premieră, dar a intrat la prima reprezentație, nu la reprezentația cu noi, și a doua zi sau a treia zi mi-a scris, bă, m-am trezit așa de dimineață și m-am gândit, cum ar fi? Deci, oare să mă uit? Da, zic pe din cap. Zicea așa, nu, nu, nu are sens, nu. O să mă uit ca să-mi iau, să nu zic prostii, două secunde. Foarte tare, că veni vorba de ce înțelege fiecare. Nu, 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 nu. Dodo e la altă trupă. Și el este, da, nu. Este și el, deci... Mindfuck, dacă am voie să zic de data asta. De data asta ai voie. <laughs> nu, pe la televiziuni live. Dimineața pe stomacul gol și visând cu pitici dansatori, here is one for you. Așa m-a întâmpinat domnul sunetist în dimineața respectivă. De fapt, toată povestea este plăsmuirea minții piticului, ce face curățenie. În film este un pitic, o să vedeți. Cine n-a văzut? Are un job plictisitor și repetitiv. Cumva metaforă pentru viețile noastre. Și, în consecință, a creat două povești fictive, pornind de la personajele reale întâlnite în cadrul jobului lui. Cursantul și antrenoarea de tir din sala unde el făcea curățenie, din sala unde el făcea curățenie. Cumva uh, încorporează uh, rutina. Scrie aici cumva că plictisit de rutină, mm -hmm. tot filmul se întâmplă în capul piticului. De fapt. Asta, asta este concluzia. Totul a fost în capul lui. Dar, din cauza rutinei, plictiseală, viața cotidiană, banală, tristă, depresivă, deci, toată chestia asta e, de fapt, o fabulație a unui pitic. Da, și cu început, de fabrie. Da, are rol foarte bun. Da, 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 Deci, e. Cât am râs la filmări. Da, da, Era mult mai. mai fără. Fără ceva exact. diferit și cumva da, da, da. inserat exact. așa uh, ca un condiment, știi? Nu înțelegeai, bă, dar ce se întâmplă cu băiatul ăsta? Nu înțelegeai fără care e faza Să vă dau și eu un insight. cel mai mult. Da, exprima cel mai mult, da, fără să zică nimic foarte important. Să vă dau un insight. La noi acasă, și cu mama lui Mevec, cum vă știți, se tot auzeau sunetele de dronă, efectele speciale sau așa și cumva noi am mai dat din casă. Și am luat-o pe mama lumea la film și după film ne spune că pozele și filmările la care tu te uitai erau de fapt ale părinților tăi reali care te-au părăsit. pentru eram, de unde o scos o pe asta? Adică da. a fost așa. Corect. Și... și... el zice că nu vreau să vorbesc despre asta, da. că, tra la, la, că nu știu, că nu-mi amintesc. Da. Bine, acolo se să sugerează clar că băiatul visează. Când vis, te trezești da. că, bă, dar nu știu, ce caută aici? Sau cine e? Cine e asta? Spui la mai ta, cine e asta? Cumva, da, foarte fiecare tare. Poate da. Cu, mintea... Da, da. Fiecare cu mintea... Cu mintea în altă parte. Trecem la jocuri. Hai. Trecem la da. jocuri. Adevăr da. sunt provocare? Da. De data asta, nu. Te provoc să? Uh, vreau să facem un joc, să vedem unul despre celălalt. Dar fără să vedeți. Wow. Fără să, să vedem, să vedem voi nu vedeți. Știți, cred, cred că ați văzut. <gătă -i> cred că ați văzut. Vă acoperiți ochii. Noi vă, punem, noi vă punem. câte o întrebare și trebuie să arătați unul către celălalt. Că Sunt patru întrebări. patru întrebări. Trecem, trecem repede. Trec, 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 trec. -um. cu șlapul. cu pantoful. E ca și când ne întrebăm eu cu Florin care fumează mai mult și el arată că da, eu da, da. și el. Că... Deci tu arătați că trage pe mai mult. Bun. Sunteți pregătiți? Da. Nu, no, da, ok. Cine a învățat mai repede scenariul? Sau cine învață mai repede scenariul dintre voi doi? Fără să vorbești, arată. A trebui să arăți pe cineva, Vaneța. Pe tine? Sigur nu la Luca, că n-a fost a Da. Cine se enervează mai repede pe set? Simi, înainte a, să te a, îndreba, a, a, Bun, bun, e. e bine, e bine. Cine uită replicile în timpul filmării? Ok, bun. Care dintre voi este punctual la filmări? Okay. Bun, hai ca să sunteți vine, Dați-vă, dați-vă jos. Da. 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 da, da. da, da la, prima, la prima, la prima. Cine învață mai repede scenariu? Că ea nu, nu... -a, a dat răspuns pe ea, a tu pe tine. Aici nu v-ați nimerit, dar la restul a fost Gen. Da. Deci da. mai jucăm da. împreună. Da. Ne mai jucăm. Da. Oh, da, Și vă mai dau eu, a, că oricum sunteți top pe filme, am văzut că fiecare ați... Uh, și am un o întrebare și o să vă dau trei variante de răspuns. Ok. Și am așa, ce super erou a spus, odată cu puterea vin și responsabilitățile? Și aveți variantele de răspuns sau dacă știi fără ești top? Nu. No. cred că e de undeva prin Marvel, dacă nu știu Și am așa variantele, Iron Man, Spider-Man, sau Captain America? Ah, Iron Man. Captain America. Fai, zine tu. Spider-Man. Spider <laughs> <laughs> da, da, bravo. Ea e foarte bun. Asta ar trebui. Da, asta odată cu puterea și vin și responsabilității, ar trebui să știe și ăștia din politică, da? A, da, să mă cer, Patru, stai da. Prost. <laughs> Ne așezăm. Și acum vă mai dau una din Marvel, asta e grea că și eu am aflat-o astăzi, dar am vrut neapărat pentru voi. Câți ani au următoarele personaje? Sunt fictive toate, dar genii așa, e Cap Captain America. Oh. 23, 60 sau 93? Câți ani are? Stai, 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 Captain America. Gândește-te la Endgame. Acolo mă gândesc. E? Deci 60, a zis Vanessa. Eu aș zice 90. 93. 93, da. Deci 93, mă, ce bine și la luca tu, 93. Văzusem... văzusem... el îmbătrânește rar. Da, la da, finalul da, Endgame ni-l arată bătrân, ni -l arată da, rar, dar dar mai spune după prin timpul filmului... Am, am găsit-o din asta, a stat 66 de ani în gheață, că el de-aia a, a, a stat în gheață mult da, timp da, și de-aia e și... Din Barbie, nu așa? e de la una aici de negru, că Dermatita e... Da, chiar! Chieftă în America! Hai să facem un film de jive! Și acum una amuzantă, nu aveți cum să ghiciți, dar aici e pe, pe de ghicit fiecare, poate să ghicească și Raluca, că nu o să ghicească nimeni. Ce vârstă au minionii? Deci dacă țineți minte, ei nu prea vorbesc, ei nu știu, da. că e banana, adică din nou. Și aici vă dau, deci vă las să ghiciți, aveți, sau să vă dau variante, vreți să vă dau și variante? dă variante. Gen, pot să vă zic, 100 de ani, okay. 60 de milioane de ani okay. sau 5 ani. 60 de milioane de ani. 60 de milioane de ani. 100 totuși. Eu dau 5. 60 de milioane de ani. Am și era cu epoca de piatră și încă ei deja existau. Și Bă, au avut atât timp să învețe și n-au învățat nimic. Bine, eu cu creierul meu de psiholog m-am gândit că ziște adulți infantili acolo. Da, da. Și mai una. Mai am una ușoare. A văzut toată lumea, Shrek. Da. Câți ani are Shrek? 71. Nu, e tânăr. Bun, și bine. Până în 30. Până în 30. Hai că vă dau variante. Dacă tu ai zis 71, pun 75. Până în 30, 25 sau 37? 37. Păi că m-am dat și o variantă ușoară. M-am dat 37. Care e Deci asta a fost așa la final ca să De ne... 37. Mai ai întrebări? Vreau să facem asta cu 5 secunde, că avem timp. Facem. Pui tu cronometru? Da. Deci, fiți atenți. În 5 secunde trebuie să fiți foarte rapid. Răspundeți în același timp. Dăm așa. Da. Ok. Pui întrebare și după aia porneți Da. Ce super erou ai vrea să fii? Spider-Man. Hai că te timpul și n-am zis. Am zis Spider-Man. Ce coloană sonoră ar avea viața ta? Take my breath

Mă vrea în echipă ei. Mă vrea în, echipa ei. Da, vrea în echipa ei. Merg în etapă da. următoare. Da. Eu mai aveam două întrebări, dar nu știu dacă să le mai pun oricum. Ne-am cadrat bine ca timpul, dar hai fai că fai le punem fai fai și da. pe asta, că e fain, da. că văd că ne-am distrat da. acum la final. De ce în filmele de acțiune nu s-ar toți răufăcătorii deodată la bătaie pe personajul principal? Nu știu dacă știți orice film. Da. John Wick. De ce se duc pe rând și da. ei să-l Păi nu o să aibă momentul lor de glorie. Fiecare da. da. trebuie Erau. să da. Nu, și ei. Partea lor, ei sunt ăia buni. Răufăcătorul făcăt... rău nu știe că e răufăcător. Deci, rău -a răspunsul gășite. de -a -a răspunsul știi ceva banal. Da, nu e, n-am un răspuns corect. E o întrebare, eu vă întreb, A -a. bro, că în toate filmele e treaba asta, A -a. nu? Nici nu-i fair play să fie mai mult da, unul. unul. Vai așa, o... unul la unul. Da. Să vină mereu câte unul. Dar, bro, vrei să-l bat, adică toți răufăcătorii vor să... Și ei așteaptă, intră unul. Adică ceva gen, bă, și crezi că nu poți să-l bat singur. Hai, ternă că vin și eu. Nu mă bag, lasă-l pe ăsta, îl obosește ca la ping pong, pe rând, știi, câte unul la masă. Păi da, <laughs> știi că tot rămâne la masă. Da, dacă l-ar bate tot ce dată, s-ar te -a, aia fi s-ar încheia și filmul și gata. Da, se termină se filmul în primele 10. Cred că le place la oameni să se complice. Da, așa. <laughs> Asta iarăși din punct de vedere psihoterapeut. Da. Știi cum, dacă personajul principal moare în primele 5 minute, unde-i păi. filmul? <laughs> pe principiul ăla. Bun, deci astea sunt întrebări fără răspuns, nu avem un răspuns corect. Dar asta vreau doar să, să o întreb pe Vanessa prima dată, că te uiți la filme horror? Bine. De ce în filmele horror se duc oamenii exact acolo unde se aude ceva? Că tu acasă, dacă ai fi, sau eu, când sunt acasă și dacă se aude ceva, eu prefer să mă fac că nu am auzit și să nu mă duc nu. Da. Adică deci eu prefer, bă, se aude ceva din bucătărie, dar până dimineață, sper să-și rezolve treaba să plece, nu mă duc. De ce în filmele horror se duc? Se aude ceva, scârțe ceva și ei se duc acolo. De ce? Cred că noi, noi poate ca oameni. Uh, Asta, din punct, uite, din punct de vedere Simul. psihoterapeut. De în ce? primul rând, în firea noastră, uh, curioasă. Bun, Asta unul la mână, că noi nu putem sta așa, <laughs> să lăsăm lucrurile așa. 99% din oameni sunt curioși și vor să vadă ce, cum. Și... Deși poate știu că s-ar putea să le. Să da, putea să dar și interzis să-i faci, nu? <laughs> Știi Bărind. Bărind. că nu-i bine, nu e ok, ar fi interzis să mergi acolo, că s-ar putea să, da. Ah, ce aș vrea să văd despre ce. În copilărie, nu? Da. da. Unde te interesează mama mai tata? Da. da. Normal. E... Acolo erai. În firea umană, da. Cred că asta e. Plus, na. Do asta e filmul. Și n-ar mai, n avea efect dacă nu pleci pentru pentru Eric singur, fără niciun... Și să zic că știi că mai bunica mea la modul când ne uităm la un film, nu te du acolo sau nu sări, nu fă aia. E ca și cum te aud de la din televizor, da. Și cred că... Da, le dai oamenilor de acasă. Da, să Da, Și nu știu dacă ați observat, dar unde e câte o gașcă, ăla care comentează mai mult și care e mai bun, ăla, moare primul, da. Eu pe, și glumeț, am văzut eu într-o desene. Ăla chipe și glumeț, nu, poate nici. nu-l prea Ăla le primul. Vorba multă sărăcia omului. De aia primul care vorbește, ăla, crapă primul care vorbește mult. Pedeapsă cum ar veni. Gata, am încheiat aici primul episod din... Filmul. Din, Timu, din noua etapă, din nou sezon al. Noul sezon, Așa. Timișoara Film Society Podcast se încheie aici. Vreau să le mulțumim lui Simi și Vanesei. Ne-a făcut mare plăcere. Simi. Abia așteptăm să vă vedem în următorul film. Pe tine mai mult în spatele camerei. Vedeu, vedem. Nu dăm spoiler Cred că devine. Păi și <laughs> Cred că o să devină vorba TFS-ului că nu dăm spoilere. Noi am fost Florin la Raluca Cărcei și stați aproape, vreau să ne dați subscribe pe YouTube, Timișoara Film Society, să ne urmăriți site-ul tfs.ro, e super simplu tfs.ro. Și uh, să ne dați follow, comenturi, like-uri, tot ce trebuie, suntem peste tot. Instagram. Tot ce gratis, like da, tot e gratis. Instagram, Facebook, TikTok, ne găsiți peste tot. Mulțumim mult. Mulțumim. Yeah, out. thank you